Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Declarația politică de astăzi se intitulează Cancerul nu ține cont de culoarea politică. Stimați colegi, există o expresie des folosită în zona din care vin. Cel mai bun doctor e trenul spre București. Când vine vorba despre bolnavii de cancer, expresia se transformă în cel mai bun doctor e avionul spre Viena. E o realitate tristă cu care se confruntă românii, fără posibilități materiale, care încă mai cred în proporție de 75% că diagnosticul de cancer echivalează cu o moarte sigură. Sunt medic și cunosc o grămadă de povești triste despre oameni diagnosticați cu cancer. Conform statisticilor Institutului Național de Statistică, după bolile cardiovasculare, cancerul reprezintă principala cauză de deces în România. O treime dintre decese revine cancerului pulmonar, afecțiune oncologică întâlnită în principal la bărbați. De asemenea, cele mai multe dintre cazurile noi, tot cancerul pulmonar le înregistrează, iar 50% dintre pacienți au vârste cuprinse între 45 și 65 de ani, oameni tineri în puterea muncii. Niciuna dintre aceste situații nu este normală în România secolului nostru. Știți care este în prezent speranța de viață a unui bolnav de cancer pulmonar în țara noastră? Rata de supraviețuire la 5 ani, pentru toate stadiile, este de 15%. Fără tratament, majoritatea pacienților decedează în primul an de la diagnostic. Accesul la terapiile individualizate poate schimba semnificativ aceste statistici, trebuie doar să facilităm accesul la ele. Terapiile inovatoare schimbă standardul de tratament în cancer, transformându-l dintr-o condamnare la moarte într-o boală cronică. Singura condiție este aceea de a se elimina birocrația din politica de acces la medicamentele oncologice. Asociațiile de pacienți atrag atenția că există 5.000 de pacienți oncologici a căror viață depinde de publicarea imediată a listei de medicamente compensate și a protocoalelor aferente unor medicamente pentru care au fost semnate contracte cost-volum cu câteva luni în urmă. Cu toate acestea, de peste un an, Ministerul Sănătății permite accesul cuțărit la medicamente inovatoare, atât pentru linia întâi de tratament, cât și pentru linia a doua. Numărul imens de pacienți implică programări în miez de noapte la ședințele de radioterapie. Pacienții și aparținătorii acestora sunt suspendați între agonie și extaz. Se bucură că există un medicament inovator contractat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care le poate dubla rata supraviețuirii generale, însă nici până în prezent nu au acces la el. Sunt convinsă că fiecare dintre noi cunoaște cel puțin 2 sau 3 cazuri de persoane apropiate care sunt afectate de această cumplită boală. Haideți să facem ceva pentru acești bolnavi. Haideți să lăsăm cifrele reci date de statistică și să ne implicăm cu adevărat. Bolnavii aceștia așteaptă de la noi soluții de supraviețuire. Trebuie să luăm imediat o decizie, iar această decizie trebuie să fie una unanimă, indiferent de partidul din care provenim, deoarece cancerul nu ține cont de culoarea politică. Vă mulțumesc, deputat PNL Antoneta Ioniță.